Un bărbat a fost arestat după ce și-a blocat soția în trafic. I-a spart geamurile de la mașină, a lovit-o și a încercat să o scoată cu forța din autoturism. Să vedem imaginile. I-a spart geamurile. Bărbatul a fost prins în timp ce încerca să fugă din țară. Bogdan Borza vine cu mai multe explicații. Bun găsit, Bogdan! Bun găsit tuturor! Femeia de 38 de ani a fost cea care a sunat la poliție și a povestit tot ce s-a întâmplat. Cum a fost urmărită în trafic de bărbatul care era chiar soțul ei, iar atunci când aceasta a oprit mașina în dreptul unui mobil din sectorul 1, acesta a spart geamul și vedem acest lucru și pe imaginile filmate. Cu un obiect, iar ulterior a agresat-o fizic pe femeie cu același obiect. Au reușit polițiștii să-l identifice pe bărbat și aveau și indiciul că acesta vrea să plece din țară. Din acest motiv, el a fost dat în consemn la poliția de frontieră și chiar acolo a fost prins la frontieră de polițiștii din Timiș. A fost adus cu mandat la secția de poliție 4, acolo unde a fost și făcută inițial plângerea, acolo unde a fost și dat și apelul de către soție. Iar ulterior, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, pentru ca mai apoi judecătorii să-l aresteze preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de violență în familie și tulburarea liniștii și ordinii publice. Mulțumesc, Bogdan Borza!